că ceri un anume produs, nu vrea să ți-l arate sau te izbești cu vorba sau așteptați sau dați în pace. Cam astea, sau dacă prețul poate nu-ți convine sau dacă vrei un alt produs, o altă mărime, mai se întâmplă să nu. Ar trebui să ai un respect față de client, nu să, cum să spun, să ia de râderii sau să... Că fiecare, eu, exemplu, când plec din magazin, mulțumesc frumos, o zi bună, dar sunt și alții care vorbesc curat. Da, ne grăbești la cumpărători și sunt de multe ori care niște produse care nu prea sunt și expirate și trebuie să ne uităm și atunci, dar ce tot le controlați și le verificați? Comportamentul gestionarului poate fi sancționat de către lege în cazul în care acesta refuză să-i ofere un anumit produs clientului sau îi vorbește urât. Le recomandăm consumatorilor atunci când constată că nu sunt tratați corespunzător de către agentul economic, între altele zis de către vânzător, le recomandăm să adreseze șefului de magazin sau direct patronului respectiv, să-i aducă la cunoștință ce consideră consumatorul că i-a încălcat, iar în cazul în care constată că nu s-au rezolvat nimic, îi rugăm pe consumator să adreseze cu reclamație la protecția consumatorului și atunci vor merge comisarii de la noi și vor face verificări, aplicând, dacă se impun, aplicând sancțiunile corespunzătoare. Vânzătorii care au un comportament necivilizat față de cumpărători uită că pot ieși în pierdere, deoarece clientul cu care s-au comportat necivilizat nu o să le